în deșert. Moise a căzut în disgrația lui Faraon pentru că a omorât un soldat egiptean care a bătut pe nedrept un bătrân sclav evreu. Și pentru că simțea că viața este în pericol, a plecat în deșert. El a călătorit mai multe zile pe o cămilă, sub soarele arzător, așa că era de nerecunoscut. Când a sosit la o fântână, a ridicat piatra care o acoperea. A băut din apa ei și și-a umplut vasul. Moise a zărit o peșteră lângă fântână și s-a hotărât să doarmă acolo în noaptea aceea. După ce a aprins focul, a adormit. A fost trezit de o picătură de apă care i-a căzut pe față. A băut apă și apoi s-a uitat de jur împrejur și a descoperit că cineva îi furase cămila în timpul nopții. Tulburat de această descoperire, și-a strigat cămila, însă degeaba, așa că s-a hotărât să o ia pe jos. A mers sub soarele arzător prin deșert pe urmele cămilelor, sperând să-și găsească cămila. Din nefericire, speranța lui Moise a fost spulberată când a văzut o caravană de cămile, iar cămila lui nu era printre ele. Dezamăgit și descurajat, Moise și-a continuat călătoria prin deșert. Era obosit și pe deasupra nu mai avea nici apă. A căzut în nisip, gândindu-se că i-a venit ceasul morții. Însă dorința lui de a supraviețui i-a dat putere și Moise a continuat să meargă prin deșert.
în cele din urmă, s-a îndepărtat de mare și a ajuns într-un loc frumos. O oază mare, verde, roditoare, cu copaci înalți, plante luxuriante și o fântână plină de apă. Moise era obosit și s-a întins sub un copac ca să se odihnească. Ia uitați-vă! L-ați mai văzut vreodată? Nu! Este foarte ghibeș! Doarme ca un copil! Haideți! Haideți! Iată-i că vin! Se apropie! Fiicele lui Ietro! Ne fură apa! Plecați, plecați! Apa este a noastră! Am greșit ținta! Mergeți înapoi la tatăl vostru! Ajutor! Ajutați-ne, vă rugăm! Ne omoară! Vă rugăm! Credeți că nu știm cum să ne apărăm? Ia mâna de pe mine! Ai grijă, omul este înarmat! Cine ești tu? Ticăloșilor, lăsați fetele în pace! Să nu mai dați pe aici niciodată! Mulțumim! Au plecat! Să nu vă mai întoarceți niciodată! Tată! 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 De ce v-ați întors? V-am spus să aduceți apă. Ați adus-o? În timp ce luam apă, au venit păstorii. Ne vor omorî dacă ne întoarcem să scoatem apă din fântână și te vor omorî și pe tine. Un soldat ne-a scăpat. Un soldat? Da, el ne-a scăpat. Avea un costum de in acoperit cu aur. Este egiptean, fiicele mele, așa cum se spune în profeție. Un soldat egiptean din profeție? De ce nu l-ați adus cu voi? Dacă v-a apărat, trebuie să-l răsplătim. E adevărat că soldatul ne-a apărat. Atunci mergeți și căutați-l și aduceți-l aici să-i mulțumesc. De ce nu l-ați adus cu voi? Dar, tată, chiar acum? Da, chiar acum. S-ar putea să fie flămând. Voi două pregătiți niște mâncare pentru el. Va trebui să mănânce. Le-ai apărat pe fiicele mele. Cine ești? De unde vii? Sunt un soldat egiptean. Care ți este numele, prietenul meu? Numele meu este Moise. Numele tău înseamnă scos din ape. Ești evreu? Da, sunt evreu. Însă te rog să nu mă întreb cine sunt. Cine este tatăl tău? Nu știu cine este tatăl meu. De ce ai venit aici, Moise? Ca să aflu asta. Vei afla. Te rog. Aceasta este carne de ied. Fetele îți sunt tare recunoscătoare și ți-au pregătit mâncare. Te rog. Spune-mi, egipteanule, cine este faraonul care domnește acum în Egipt? Faraonul care este acum pe tron este marele și puternicul Ramses al II-lea. Strămoșii lui erau simpli arcași. Așa este, însă sub domnia lui împărăția a crescut și s-a întărit. Pe toiagul lui sunt inscripționate nume sfinte, Avram, Isaac, Iacov. Ei sunt patriarhii poporului lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu. Ia lampa și mergi la culcare. Mulțumesc, nu vreau să vă deranjez. Nu ne deranjezi, vreau să îți mulțumesc pentru că le-ai ajutat pe fetele mele. Aș fi făcut lucrul acesta pentru oricine. Sunt foarte recunoscător pentru ce ai făcut, tinere. Va fi bine aici la noi. Știu, o vezi pe Aștar.
cea mai strălucitoare stea? Ochii bărbaților sunt ca niște stele. Unii ochi strălucesc pe fețele oamenilor, alții sunt lipsiți de strălucire. Ai grijă, frige! Scuzați-mă, spuneți-mi, vă rog, câte zile trebuie să mergem ca să ajungem în Babilon? Cel puțin 20 de zile. Dar de unde vii? Din împărăția lui Faraon, cea mai bogată împărăție din lume. L-ai văzut pe faraonul Ramses? Nu vreau să-l văd. Se spune că strălucește așa de tare încât oricine-l vede orbește. Nu e adevărat. Eu l-am văzut de multe ori. L-ai văzut de multe ori? Cum de l-ai văzut? Ce faci aici? Fac ordine în tezaurul meu, în tot ceea ce am. Îl vând în Babilon. Sper să câștig dublu. Cât cer pentru una din ele? Oaia aceea. De ce ai venit aici? Să te văd. Te așteptam. De ce nu se miștuie tufișul acesta? Moise! Moise! Iată-mă! Nu te apropia! Scoate-ți sandalele din picioare, pentru că locul pe care calci este sfânt. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui. M-am coborât să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta, să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu. Doamne, dar cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Eu voi fi cu tine, Moise. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta, pe muntele Horeb. Te voi asculta, Doamne, dar dacă mă vor întreba cine m-a trimis, ce voi răspunde? Eu sunt cel ce sunt. Ești Domnul meu și te voi asculta. Atunci când voi fi în fața fiilor lui Israel, le voi spune ceea ce mi-ai spus să le spun. Eu sunt cel ce sunt. Mergi la bătrânii lui Israel și spune-le: vă voi scoate din țara Egiptului și vă voi duce în Canaan. Însă regele Egiptului nu vă va lăsa să plecați, așa că îmi voi întinde mâna și îi voi lovi pe egipteni cu 10 plăgi, pe care nu le-au mai văzut niciodată. Doar după aceea vă vor lăsa să plecați. Doamne, mă vor crede bătrânii lui Israel? Iată că n-au să mă creadă, ci vor zice: nu ți s-a arătat Domnul, ești un mincinos. Minci și noi nu te vom crede. Te rog, Doamne, nu mă trimite la poporul Israel, pentru că nu mă vor asculta. Eu sunt Dumnezeul tău, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Te îndoiești de cuvântul meu? Doamne Dumnezeule, cât voi trăi, nu mă voi mai îndoi de cuvântul tău. Ce ai în mână, Moise? Un toiag. Aruncă-l la pământ. Oprește-te, Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă.
vei face aceste semne ca ei să creadă că Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, ți s-a arătat. Bagă-ți mâna în sân. Bagă-ți mâna iar în sân. Dacă nu vor crede și nu vor asculta de acest prim semn, îl vor crede pe al doilea. Dacă nu vor crede nici după aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, atunci să ia apă din râu, să o torni pe pământ și apa se va transforma în sânge. O, Doamne, dar eu nu mă descurc așa de bine cu vorbitul. Defectul acesta l-am de mult, căci vorba și limba îmi sunt încurcate. Cine a făcut gura omului? Eu, Domnul? Du-te, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce ai de spus. Aron, levitul, fratele tău care este profet, va vorbi pentru tine. Fratele meu, domnul meu, fratele meu? Da, el este levit și este un bun vorbitor. El va veni să te întâmpine. Când îl vei vedea, vei prinde curaj. Îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui. Și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și vă voi învăța ce aveți de făcut. El va vorbi din partea ta poporului. Când el va vorbi, tu vei ține în mână toiagul acesta, cu care vei face semnele. Sunt slujitorul tău, Doamne. Sunt slujitorul tău. Când mă voi întoarce, el va fi deja mare. Mi-e teamă pentru tine. Mergi la frații tăi din Egipt, Moise, și să nu te uiți niciodată înapoi. Ascultă-l pe Dumnezeu. Moise a plecat înapoi în țara Egiptului și a lăsat în urmă pe fiul său și pe soția lui. Și a luat cu el toiagul pe care i l-a dat Dumnezeu, ca să-i arate lui Faraon minunile pe care Dumnezeu i-a spus să le facă. Aron! Aron! Doamne, spune-mi, ce trebuie să fac? Mergi și întâlnește-te cu Moise în deșert. Moise? Cel care a fost salvat din ape, Doamne? Da, Moise, fratele tău. Doamne, unde este el acum? Este lângă muntele lui Dumnezeu. Înseamnă că este muntele Horeb, Doamne. Așa că Aron a plecat spre muntele Horeb ca să îl întâlnească pe fratele lui. Tu ești Moise, cel care a fost salvat din ape. Tu ești Aron, fratele meu. Domnul mi-a spus că te voi găsi la muntele Horeb. Știam că o să mă întâlnesc cu tine. Aron și Moise au mers și i-au strâns pe bătrânii lui Israel. Am venit să vă descoper voia lui Dumnezeu. Vom ieși cu toții din țara aceasta și ne vom îndrepta către țara Canaan, țara promisă părinților noștri de către Dumnezeu. Unde erai tu când noi sufeream? Erai în palatul lui Faraon, trăind ca un prinț. Și acum vii să ne spui că trebuie să plecăm din Egipt? Crezi că e ușor? Îi vei spune lui Faraon să nu trimite soldați împotriva noastră? Cred că minți. Cred că vrei să conduci poporul nostru ca să negociezi cu Faraon și să obții favoruri de la el. Nu e așa că am dreptate? Așteaptă, Simeon. Pe mine mă știi de când m-am născut. De ce vorbești în felul acesta lui Moise? Pentru că mi-este teamă de ce ne va face Faraon când va afla ce vrei să îi spui. Cum putem fi siguri că Dumnezeu chiar i-a vorbit omului acestuia? Cel atotputernic m-a trimis pe mine la el, ca să-l întâlnesc în pustie la poalele muntelui Sfânt. Și cel atotputernic care i-a dat putere să înțeleagă toată lumea, vorbește prin gura lui. De care putere vorbești? Dumnezeu nu ar trebui să-și arate puterea. Ai văzut? Da. Doar Dumnezeu poate face astfel de lucruri. Wow. Poate că nu ești decât un magician. Chiar ești un magician. Ce ai făcut? Ai umplut de lepră. Oh! Nu
Numai Dumnezeu poate face astfel de lucruri. Oamenii au avut încredere în el. S-au închinat în fața Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Ei au înțeles atunci că Dumnezeu a cercetat pe copiii lui Israel și le-a văzut suferința. Moise și fratele său Aron au dus la îndeplinire prima parte a lucrării pe care Dumnezeu le-a spus să o facă. Eu sunt cel ce sunt. Acesta este numele meu.